Yeah. 2. Reilanu. Nu înțeleg cum unii stau și se vaită că nu au. Stai cu mâna întinsă, nici dacă am, nu o să-ți dau. Degeaba te plângi cu metre că ești un zero barat. Hai mai bine ieși în față și arată ce-ai de dat. Hop, și-o iau din nou la pas, pas cu pas, până rămân fără glas. Tică-i perfect ca un ceas, nu e timp de scuze, nici de milă. Domnișoara, ești tare, rămâi în joc dacă nu o să ieși afară. Condoleanțe pentru speranțele tale. Mulți s-au lăsat de vreme, au fost uciși de răbdare. Numai prefăcuți de la mic la mare, care-și calcă pe respect și pe valorile morale. Trag, trag tare ca să reușesc. Chiar dacă greșesc, n-ai să vezi că o să cerșesc. Evoluez fiindcă muncesc? E normal, am multă pastă în fix și două gloanțe pe trancan. Un glos pentru gheii care apar la televizor. Băieții fac video chat, dar sunt votați de popor. Și al doilea glonțe pentru toate ștoarfele care apar la TV, gen puterea dragostei. Unii sunt prinși între două bariere, între faimă și avere, unii te știu din vedere. Alții îți provoacă durere și te controlează. Nu ai ce pune pe masă, pentru ei nu prea contează. Am prieteni care au crescut fără părinți, au fost răniți, dar s-au descurcat de mici, singuri, dar acum sunt niște titani. Prin frig și ploaie au rezistat mulți ani. Acum toți dracii postează la story citate că iubirea nu există și că au trecut prin toate. Mai citește, frate, o carte ca să nu mori prost. Zombi cu telefonul în mână, viața voastră n-are rost. Copii prostiți de dealer le vând marfă proastă. După ce au tras un fum, sunt șmecheri la ei acasă. Deja mi-e greață și îmi vine să vomit. Să schimb subiectul sau mai bine îl închid. Ia! Partea întunecată.